La ProTV continuă aventurile meteorologice. Un nene specialist transmite din mijlocul furtunii. Codul portocaliu face deja probleme, plouă torențial, fulgeră și cerul este brăzdat de tunete. Dragă reporterule, măi neacutare, de ce oare la ProTV meteorologia nu se ridică la nivelul stației? Fulgerele brăzdează cerul, tunetele sunt alea care se aud. Codul portocaliu face deja probleme, plouă torențial, fulgeră și cerul este brăzdat de tunete. Trecem acum la canal D, dar rămânem la meteorologie, pentru că aici avem o prezentatoare abulică. O ține din bâlbă în bâlbă. La Sibiu, în schimb, vor fi 17 grade Celsius. 18 grade Celsius vor fi la Sibiu, mă scuzați. Noaptea va fi rece, iar la Iași, ceața se așterne peste oraș. Dacă noaptea va fi rece, credem că luna va fi regină. Asta dacă se ivește printre nori. La Sibiu, în schimb, vor fi 17 grade Celsius. 18 grade Celsius vor fi la Sibiu, mă scuzați. Noaptea va fi rece, iar la Iași, ceața se așterne peste oraș. Rămânem la canal D pentru o altă prezentatoare meteo. La fel de pricepută ca și blonda. Ea spune una, harta spune altceva. Termometrul va indica 21 de grade în Craiova și Alexandria. În capitală am avut parte de o zi răcoroasă. Dacă ieri maxima a ajuns la 23 de grade, astăzi cu greu a atins 20 de grade. Mâine temperatura ajunge până la 21-22 de grade, dar nu va fi o zi prea reușită de weekend. Aceeași prezentatoare se dă șmecheră și vrea să facă un promo pentru emisiunile ce urmează. Numai că ghinion! Nu le știe. Rămâneți pe canal D, după Patria mea ești tu, urmează, bineînțeles, un alt program. O noapte liniștită vă doresc. Bineînțeles, te propunem pentru primă. Când o să încasezi, nu știm exact. Rămâneți pe canal D, după Patria mea ești tu, urmează, bineînțeles, un alt program. O noapte liniștită vă doresc. La ProTV, sătul de atâtea coduri, busu e nervos. De ce mai țineți codul ăsta portocaliu aici? Că nu se întâmplă nimic. Nici fir de ploaie nu e. Până la 10? Pe cuvântul tău. 9, e 9 și 19 minute. Și la 8 și 14 s-a anunțat? Bun, plouă, dacă e să fie niște strop, plouă, bate vântul un pic mai tare, dar ții codul portocaliu cu 70 de litri de apă pe metru pătrat. Nu plouă, frate, nu e. De ce îl țineți? Iertați-mă, nu înțeleg. Îmi place revolta asta prezentatorilor meteo împotriva specialiștilor cu ghilimele de la INMH. Băi, terminați cu codurile astea odată. De ce mai țineți codul ăsta portocaliu aici? Că nu se întâmplă nimic. Nu plouă, frate, nu e. De ce îl țineți? Iertați-mă, nu înțeleg. Tot dis de dimineață, Dedu și colega prezintă o bătaie din Parlamentul Ugandei. Fiecare a folosit pe foș de armă ce a găsit, de la scaune, la microfoane. În cele din urmă, ca să readucă liniștea în sat, de plen, agenții de securitate au scos pe sus din clădire pe parlamentarii opoziției. Nu a avido un referendum de autodeterminación în Catalunya. Aceste elemente au vrut ca să submineze ceața noastră democratică. De manera muy especial a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Mă adresez dumneavoastră de această dată, mulțumindu-vă pentru răspunsul de solidaritate bucătărească. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru ceea ce ați demonstrat și în aceste zile. Episodul catalan riscă să deschidă o cutie a Pandorei. Flamanzii, scoțienii, corsicanii, ori locuitorii Sardiniei au și ei aspirații separatiste. Noi suntem împotriva violenței. Dar dacă ei vor recurge la violențe, vom răspunde cu o violență însutită. O să vedeți. Cel mai ocupat ministru în această toamnă, specialistul în umor involuntar al guvernului, domnul Daia, a făcut o vizită pe la viticultori. Puteți spune ce vin preferați?
Da, sigur, da, culoarea, da, vinul roșu tot timpul. Tot timpul. De ce? Să nu spun daia. Eu am sfaturi pentru mine. Fiecare bea ce vrea. Și cât vrea. Dacă nu știați, recoltele bune de anul ăsta îi se datorează primului mustăcios al țării, șeful de partid, Liviu Dragnea. Ia de aici, mă! În perioada campaniei electorale, președintele partidului, domnul Liviu Dragnea, spunea că dezvoltăm sistemul de antigrindină. Și în acest an, în zona în care ne aflăm, au fost lansate 158 de rachete care au protejat suprafețele. Ați văzut? Cel mai iubit fiu al poporului este responsabil cu producția record. Că despre nenea Daia umblă vorba prin târg că-i flămând și se alimentează de la târgurile pe care le vizitează. Uite, dom'le, ce flământ ăsta, pe unde merge, pe acolo mănâncă. Indiferent unde mă duc în țară, cumpăr, mi-asigur pe de o parte cele necesare când merg dintr-o parte în alta în mașină și apoi duc acasă, dau și șoferului. Puneți-mi două, trei. Cât costă? Nu. Trei. E bun, dacă ministrul nu vrea. Nu vreau decât așa. Și puneți-mi încă una, că am și șoferul, el mănâncă mai puțin decât mine. Dar știți de ce cumpără ministrul? Aveți vreo idee? Pentru că... Am cu ce, mă. Mă, am cu ce, mă. Mă, mă. Cu ce, bă, am cu ce. Viața, doamnelor și domnilor, viața a fost bună cu domnul Daia. Așa. I-a dat funcție, așa, bani... Da. Faimă, zacuscă... Să nu se înțeleagă greșit, noi chiar suntem fericiți pentru domnul Daia, pe cuvântul meu, dacă nu, dar o rugăminte am avea totuși, una mică. După ce v-ați plasat soția și fiica în posturi plătite la stat și de la Ministerul Agriculturii, care e așa, vă rugăm, opriți-vă aici și, dacă-mi permiteți, în mod sigur, aveți nepoți, mătuși, unchi, fiini, dragi, lași, nași, cumnați. Nu-i transformați pe toți în bugetari? Trimiteți-i să muncească la privat ca să facă bani din care să plătiți dumneavoastră soția și fiica. Trăim într-o țară tristă, dar cu oameni veseli totuși. E, priviți-o pe tanti Lenuța! Cea mai apreciată bunicuță de pe internet s-a gândit să dea un party în șură, că zilele astea țăranii mama petrec de numai. Foarte fain a fost, eu m-am apucat, eu zi pe vremea aceea. Și am gândit că capul îmi stă să joc, cântăt jocul, dar picioarele nu mă ajută. No, bunicuța, să știți că s-a pregătit. Nu mai poate juca, dar sarmale face bune și foarte bune. Și multe! 600 de sarmale, cine vine, toată lumea să se servească. Apropo de dansat, bunicuța noastră are și colege de suferință care ar mai vrea să joace, dar n-au cu cine. N-ai cu cine, mamă, niște țărani. Ce faceți? Ne uităm că mamele se uită, numai nu joacă. Nu se uită! Dar pe vremuri a jucat și dumneavoastră. Oi, de numai ne-o smârăi ca ele. Eu fost mare jucăușe, dar muna cu cine a jucat. Păi, dacă n-ai partener, cu cine dansezi? Numai dacă-ți găsești, te-am vrut ce-am ninănașul. Drept urmare, Cronica vă face un cadou, stimate dansatoare. No, fiți atente aici! Unica bate doba, unica bate tare, unica bate doba, cum mă ciucă în casă mare. Unica bate doba, unica bate tare, unica cum mă ciucă bate doba în casă mare. Busu are o nouă emisiune, România jos pălăria. Să vorbim un pic despre țărișoara asta noastră, despre frumusețea asta de țară, sigur, despre ceea ce ne reprezintă, despre alea bune, despre alea rele, că avem și de-astea. Dar toate sunt ale noastre, așa că merită să strigăm cu toții, pentru toate, România jos pălăria! Și ca să aibă ceva audiență, Busu, care este mult peste alți prezentatori de televiziune, a invitat în prima ediție numai actori din Las Fierbinți. Completați următorul mesaj care se aude la metrou bucureștean. România este pe locul 10 în lume la consumul de bere, adevărat sau fals? Da. Dă-i. În ce localitate se află castelul Peleș? În Slavov. Nu știu. Pas. Da, așa. Care este indicativul României în rețeaua internațională de telefonie? Ro. Telefonie. Rețeaua de telefonie. Indicativul? Indicativul României în rețeaua internațională. Dar de ce se închid ușile? Vreau și eu așa. Internațională. A zis pas. În învățământul primar din România, de la ce vine prescurtarea MES?
N-am fost atent. Din păcate, Gianni ori nu a reușit să iasă din personajul pe care îl interpretează, ori e la fel de tălâmb ca și el. Nu ne credeți? Ia urmăriți în continuare. Ce este o cergă? O ce? O cergă. Pas. E o pătură. Haideți. Pentru ce este recunoscută localitatea Pleșcoi? Pentru... N-aveți voie să joptiți. Pleșcovițe. Pentru cârnați. Așa, da. Cine este în imagine? Atenție la imagine. Da, Mădălina Ghenea sau... Mădălina Ghenea sau Catrinel Menghia? Catrinel Menghia. Bine, e Mădălina Ghenea. Bravo. Dar ce-ai făcut, mărele mă? Uitați-vă la figurile colegilor de la Las Fierbinți. Bă, susiderați. Bă, ce-ai făcut, bă, Bobiță? Bă, să nu-i dai o castală lui Gianni dacă are gura deschisă, că face implozie, mărele mă. Cu ce se ocupă un lutier? Cu un lutier? Lutier. Se ocupă cu pas. Cu pas. Face viori, Costi. Ce domnitor român a condus bătălia împotriva turcilor de la Călugăreni? Ștefan. Viteazul. Mihai Viteazul, da. Costi. Cărei persoane publice aparține celebra frază: poți să ai și eșecuri, poți să ai și succesuri. Pas, nu știu pasul. Succesuri. Traian Băsescu. Nu, fiică sa, Elena Băsescu. Mai mișto. Conform cântecului, ce este ghiurghiuliu și se bea toamna târziu? Ia. Începem cu o știre de la obositor care mi s-a părut foarte veselă. Miss Spania a intrat la apă. O concurentă Miss Spania a făcut senzație la prezentarea de pe marginea piscinei. O secundă de neatenție a costat-o pe tânără totul. Videoul filmat de un spectator o surprinde pe Pilar Milagro în timpul defilării. Este atât de concentrată să facă impresie încât uită să fie atentă pe unde calcă. Vă putem spune că noi, bărbații, apreciem fetele ude, dar nici chiar în halul ăsta. La DigiTV, televiziunea care se vrea cultă în cap, dar dă prin grob de atâta profesionalism, și-au găsit locul toate ciurucurile angajate pe pile. Ceea ce va face ca riscul să crească pentru râurile din zonă să iasă din mască. Ceea ce va face ca riscul să crească pentru râurile din zonă să iasă din mască. Dragă reporterașule plătit din banii rețelei de cablu, râurile pot ieși din matcă, nu din mască. Ceea ce va face ca riscul să crească pentru râurile din zonă să iasă din mască. Și în timp o știre de la B1 TV, ne scuzați din nou. Vașnica Televiziune anunță cu emfază că el, Cosmin Contra, a devenit selecționerul României. Cum credeți că au ilustrat știrea? Ia fiți atenți! Apar primele reacții ostile, iată-l pe Romeda! Spectatorii, cam ce am putea crede noi despre noul selecționer când știrea despre numirea lui este însoțită de un tontogol. O să ne calificăm și cu ăsta la Sfântul Așteaptă. Cretodașilor, aveți legătura. Apar primele reacții ostile, iată-l pe Romeda. Au fost la petrecerea azi. Auzi, era vreuna dintre alea prezentate acolo sau care s-au dus la party netunată? Șerban, băi tată, deci băiețel, deci dacă vrei produse eco, du-te frate la piață, la Sibieni. Deci eram la Marriott, nene, deci petrecere de petrecere, superfițe, siliconul și botoxul sunt un must have. Și mai mult decât atât, fac o mică paranteză. La DJ m-am dus, care era din Brazilia, nu vorbea în engleză, dar am vorbit în italiană și am cerut cu 10 lei Constantine, că am vrut o dedicație. Dar n-a vrut să-mi dă. Da, că sună bine, măi, băi, așa, mai departe. Nu, dar acum chiar m-am opticat. Să înțeleg că de asta m-au chemat la petrecere, pentru că n-am... N-ai, așa? Draga mea, dacă te deghizai în chelneriță, n-aveai nicio problemă. Lasă că te țin eu minte. Dar să știți că atât timp cât el se distra pe la petrecere exclusiv, este must have. Da. Eu am intrat pe Facebook și fiți atenți ce am găsit. Ia. Șucara ta, Ana, se simte voioasă cu robot San Silviu. Și spune chiar așa: iubita mea, cu poza asta îți urăsc la mulți ani și tot ce-ți dorești să
ti se întinească și multă iubire să ai. Da, nu știu cui îi urăște, dar îi urăște de bine. Să fie sănătos, să trăiască 1000 de ani, complet alfabetizat, dacă poate. Dacă nu, să fie ca Bianca Dâmșeanu. Da, uitați ce am găsit eu, de fapt, Ioana, că ea se ocupă cu Facebook-ul, da? Da. Manuela, pisicuța ta, da? A descoperit că dezamăgirea ne înviată și că încrederea nu trebuie să o ai în oricine. Băi, frate, în pisicuța. Pisicuța, dacă cel care citește asta nu-ți face nicio observație, ia-l de bărbat, ia-l. E singura ta șansă să fii fericită și n-ai cum altfel, trebuie să fii unul ca tine, care să nu știe să scrii, să citească. Și cu perla asta punem punct cronicii.